România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Știți că în luna noiembrie, aici la Europa FM, discutăm pe larg despre sănătate și despre modul în care funcționează sistemul sanitar. În fiecare vineri avem deșteptarea României, la care adresăm întrebări cheie despre modul în care suntem ajutați când intrăm într-un spital. Una dintre aceste întrebări, pe care deja am lansat-o, dar cred că merită o continuare, este cea care ține de încredere. Cât încredere aveți voi în medicii din România și dacă nu aveți, de ce? Când făceam documentarea acestei emisiuni, am vorbit cu un medic celebru care va veni în studioul nostru în curând. El mi-a spus așa: când un pacient moare, este exclusiv vina doctorului. Dacă un pacient trăiește, este meritul lui Dumnezeu și poate ceva al medicului care l-a tratat. Amară percepția unui medic care lucrează de ani buni în diverse clinici. Dar oare ce ne-a adus aici? Ce fel de întâmplări, ce situații au contribuit la scăderea încrederii noastre? Demersul nostru de astăzi este legat și de moartea unui artist celebru. Petrică Mâțu Stoian a fost cântăreț de muzică populară, a avut dese apariții la televizor și a avut un statut înalt în societatea românească. Cu siguranță era un om înstărit, poate o ducea mai bine ca mulți români, și cu siguranță era un om care avea conexiuni. Iar asta în România înseamnă acces la cea mai bună sănătate. Știți că așa se procedează la noi. Se sună la cineva care are pe cineva, care cunoaște pe altcineva și care te poate trimite la medic. Probabil că darea de mână i-a dat acces acestui om și la tratamente pe care majoritatea nu și le permit, în clinici private, acolo unde spera să găsească mai bine ca fiecare dintre noi. Nu este clar ce s-a petrecut la clinica unde a făcut acel tratament hiperbaric. Nu e clar nici dacă îi trebuia sau dacă i-a făcut rău. Nu e clar nici tratamentul din spitalul de stat. Asta vor stabili procurorii, dar o vor stabili la o dată la care noi nu vom mai fi atenți. Important pentru noi este însă altceva în acest moment. Când un om cu dare de mână moare într-un spital, te întrebi, bă, dar cum o fi pentru ceilalți? Dar te întrebi și cum s-a făcut alegerea medicului respectiv. Un medic care poate n-a știut ce-i trebuie pacientului, nu a fost atent sau poate chiar a greșit. Căci în viață se întâmplă și greșeli. De exemplu, sunt 2000 de plângeri de malpraxis înregistrate la Colegiul Medicilor în ultimii 10 ani. Dar ce să vezi, că un studiu arată că doar 4 din 10 sunt raportate de către noi sau de către spitale. Și aici trebuie să stăm un pic pe gânduri. Și azi chiar vreau să vă pun pe gânduri, pentru că vreau să-mi descrieți un mecanism care este important pentru fiecare dintre noi și pentru societate. Cum vă alegeți, de fapt, medicii? Ce evenimente, ce relații, ce întâmplări vă fac să vă gândiți dacă un medic este bun sau nu? Faptul că îl știe tot orașul? Faptul că ia sau nu ia o atenție la sfârșit? A fost acolo o rudă? Vorbește frumos cu voi? Vedeți, teoretic, sistemul zice că noi ar trebui să apelăm la medicul de familie, care să ne trimită la un specialist, dar de multe ori sărim peste partea asta. La fel de curios și sunt și pentru situația în care alegem pe cineva dintr-o clinică privată. Și ei pot greși sau pot fi foarte buni, nu-i așa? Ah, și acum mai avem și internetul și televizorul și acolo apar medici. Oare dacă apare la televizor este mult mai bun, e celebru, rezolvă cazuri? Știți ce sunt toate aceste întrebări? Se numesc încredere. Culmea este însă că mulți dintre noi, chiar dacă își pun aceste întrebări, tot nu vor avea acces la medicii respectivi, ci vor fi siliți să stea la coadă la spital. Și după ce v-am spus toate aceste lucruri și sper eu că v-am pus pe gânduri, vă dau numărul de telefon și vă invit să intrăm în dezbatere. 0372069599. Hai să-l repet, că medicina se face în toată țara. 0372069599. Cum îți alegi medicul care te va îngriji? Ce anume îți dă sentimentul de încredere că te va vindeca? Ce contează cel mai mult pentru tine? Clinica unde lucrează? Dacă e la stat sau la privat? Sfatul altor persoane? Cum apreciezi în general calitatea actului medical din România? Mă, cum sunt medicii noștri? Sunt buni sau cum sunt?
Ia uite, asta e una dintre întrebări. 0372069599. Nu uitați că această emisiune este și pe Facebook. Mai am și acolo un ochi. Sper eu să mai pot introduce dintre mesaje. Așadar, să-i dăm drumul la dezbatere. Mirela, tu deschizi România în direct. Bună ziua! Bună ziua! M-auziți? Te ascult. Din București vă sun. Am avut niște experiențe nu tocmai plăcute în ultimii ani. În primul rând cu mama soacră, care a avut un cancer depistat foarte greu și foarte târziu, pentru că medicii care au văzut-o și au văzut despre ce este vorba ne-au spus să stăm liniștiți, că nu este nicio problemă și că cumva este bătrână, trebuie să aibă grijă de bătrânețea ei. Plecând de la această experiență, vreau să vă spun că a fost tratată în Spitalul Oncologic, evident, din București, unde acolo se moare cu zile, pentru că asta este medicina din România, din păcate. Și aici nu dau vina pe doctor, ci de faptul că acest sistem este bolnav și că este o lipsă totală de profesionalism, nu neapărat profesionalism, cât lipsă de lucru în echipă, lipsă de materiale, lipsă de organizare, lipsă, o totală lipsă de tot ce înseamnă mecanism care să funcționeze normal. Când spui de lucru în echipă, este celebra întâmplare din viața unui pacient care singur se plimbă pe la mulți medici cu dosarul său în brațe, fără ca medicii să se consulte exact între așa, ei? Exact așa am fost noi, credeți-mă, exact așa am fost noi. Ce vreau să vă spun, ca să fiu foarte scurtă, aceiași medici, mă rog, ne-am supărat la un moment dat, pentru că în acest spital erau foarte multe probleme, îmi cer scuze pentru emoții, și am căutat o clinică privată. Am zis, haideți să poate, în acest oraș se poate întâmpla și altceva în altă parte. Uh-huh. Am fost uimiți să aflăm că în clinicile private din București se decontează de către Casa Națională de Sănătate toate, toate programele de recuperare oncologice, lucru pe care nu ni l-a spus nimeni, lucru pe care nu-l știam, pe care nu l-am găsit nicăieri, asta una. Iar tot în spitalul privat unde am ajuns cu această problemă, am găsit medici din spitalul de stat, care ne-au recunoscut, care s-au purtat excelent, care au uitat că dincolo ne lăsau să așteptăm ore în șir. Ore în șir, stai la un cabinet ca să-ți vină rândul pentru radioterapie și pentru chimioterapie. Este îngrozitor. Și sunt aceiași oameni, da? Aceiași oameni, cu același CNP, da? Sunt aceleași oameni. Ce crezi că îi schimbă? Ce cred că îi schimbă? Regulile. Unde nu există reguli, da? Vorba lui Caragiale, care va să zică că nu sunt. Că lipsesc cu desăvârșire. Aceleași reguli care lipsesc, de fapt, în toate domeniile, de fapt lege, da? De fapt nu neapărat o regulă, o lege, nu există lege. Credeți că spitalele din alte țări funcționează pentru că oamenii sunt altfel? Nu, ci pentru că au niște reguli și pentru că au niște legi. Ce s-a întâmplat acum cu acest artist s-a întâmplat probabil cu foarte mulți oameni de care nimeni nu știe, pentru că n-au avut norocul sau ghinionul să fie persoane publice. Cunosc un caz, da, o mătușă care a murit de COVID după ce a fost forțată să stea intubată cu masca de oxigen și plângea și țipa că ea poate să respire, să o lase până la urmă că poate să respire. Da? Femeia asta nu avea nevoie de oxigen. Asta e greu de stabilit aici, atunci, la radio. Da, nu este treaba noastră. Da? Da, și atunci revenind, da, pe lângă această problemă, mai am o problemă acum cu tatăl meu, care are un dosar de sute de pagini, făcut printre 1001 de spitale și clinici, și de stat, și private, și în toate felurile din acest oraș, și care, la care i s-a pus un diagnostic, nu vă mint, vă jur, foarte mulți au pus un diagnostic, citind dosarul, mă rog, frunzărindu-l, fără să se uite la el, zice, bine, dar zic, ați văzut dosarul, da, cu tot ce este în spate. Uitați-vă la el, că de-aia l-am adus aici. Ah, păi nu, dar ce are? Nu merge. Dar de ce nu merge? Păi nu știm, căutăm o cauză. Ah, zice, da. Ce să vă zic, e posibil să fie ce au zis colegii mei dinainte. Și-au pus diagnosticul. E bine, dar căutați ceva. Păi la câte analize aveți, nu mai avem ce să căutăm. Spune-mi așa. Și un asemenea dosar, mă înțelegeți? Deci asta este o realitate. Și ca să închei, să fiu foarte scurtă, am ajuns să dăm telefoane peste telefoane când avem o problemă, la cunoscuți, la cunoscuții cunoscuților, colegii colegilor, rudele și așa mai departe, ca să găsim un doctor care să te primească, să-ți spună bună ziua și să te întrebe ce te doare.
Mă înțelegeți? Adică foarte puțini sunt medicii care te mai întreabă, domnule, de ce ai venit la mine? Ce te doare? Și dacă te mai duci cu dosarul, exact ce spuneam dumneavoastră mai devreme, cu un dosar de așa, de sute de pagini, vă dați seama că acolo sunt bani. În primul rând sunt bani, în al doilea rând sunt, este timp pierdut, în al treilea rând este de fapt o lipsă de încredere. Da, asta e principala problemă. Da, de foarte multe ori mi s-a întâmplat să intrăm cu tatăl meu la un medic, mă rog, auzisem că e foarte bun și așa mai departe, hai să mă cerem o părere. Mi s-a întâmplat să zic că, dar de ce vin la mine, uitați-vă cum merge, uitați-vă că nu poate să deplaseze, eu nu mă ocup de asta. Doamnă, zic, dar mare și o altă problemă, avem un semn de întrebare. Ați putea să vă uitați peste ceva sau uitându-vă la el? Nu, asta este o altă problemă care nu ține de mine. Vă rog, eu nu știu de ce ați venit. Da, îți mulțumesc. Dar banii pe acea consultație care n-a fost decât de 2 minute, i-am plătit. Asta s-a întâmplat într-un spital privat, bănuiesc. Mulțumesc tare mult. Câte oameni, atâtea întâmplări sunt. Pe de altă parte, știți unde îmi păstrez eu încrederea? În faptul că, deși s-ar putea să existe multe întâmplări de genul acesta, în egală măsură să fie o grămadă de oameni care își fac datoria bine sau foarte bine, pentru că altfel am fi o țară foarte bolnavă. Iar eu astăzi v-am chemat aici la 0372069599 să-mi descrieți mecanismul prin care vă alegeți medicul și ce vă dă încredere într-unul sau într-altul. Da. Marius, salutare, bine ai venit la România în direct. Marius? Nu, l-am pierdut pe Marius. Raluca, salutare, ne auzim? Da, pare că nu e nici Raluca sau ceva e în neregulă. Da, sunt. Da, 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 te rog, atunci vorbește cu noi, salutare. Da, bună ziua. Bună ziua. Eu sunt de cealaltă parte a baricadei. Știam că o să fie numai chestii nasoale, de-aia am și sunat, la ora asta de ce sunt în trafic. De bucurie nu suni, de bucurie nu suni la radio și eu m-am gândit, da, da. Dar încerc să păstrez echilibrul între voi și pacienți. Așadar, spune cum vezi tu din partea asta la altă. Da, eu nu zic că fiecare ramură de orice fel are uscăturile ei și suntem fiecare cu știința lui, dar sunt sigură că avem o știință bazală, ca și respectul, de bază. Nu devenim opați când îi adormim, când operăm și facem ce vrem noi. Avem și noi niște legi și ale noastre și generale, iar treaba că sunt într-o parte și în alta ca să afli pe cineva, în principal, la noi, este pentru că vrei mai repede. În toată lumea, noi avem colegi plecați și eu n-am plecat, nu că-ți proastă, cum s-a mai spus, că nu m-a luat nimeni. O să plec și mâine, dar nu vreau. Eu vreau să fac parte în schimbare și consider că avem noi nevoie și de noi aici. Zim. Da. Am fost 7 ani, am timp să plec și mâine dacă vreau, revenim. Da, deci, și în alte țări, toată lumea se duce pe recomandări. Este firesc, cumva, în alte țări se așteaptă, nu ca la noi, nu mai primit ieri. La acolo se așteaptă luni de zile. Nu zic că e corect, nu mi se pare normal. Am pacienți din alte țări, nu numai eu, toată lumea are, care vin aici pentru că acolo se programează peste nu știu câte luni și la noi se programează repede, o săptămână, două, deși ai noștri zic, mamă, m-a sunat tocmai săptămâna viitoare. Nu e chiar așa, plus pacientul bate din picior. Și mai zic o chestie, suntem la fel de deștept și la stat și la privat, cum am zis doamna de mine, de CNP. Și nu cred, nu pot să cred că oamenii sunt mai... aplică medicina mai bine în privat decât la stat. Dar politeția. Politeția a stat un pic. Știți ce poate să înseamnă politeția? Ca stat la rând, eu nu contest. Poate să stea și de aiurea. Dar în principiu, când vin 20 de pacienți odată, normal că vor aștepta. Ei, dacă nu vin la programare, dacă toată lumea se împinge, el e mai bolnav, el e mai rău. Noi ce să facem? Raluca, fii atentă. Ești medic. Ok, sunt de acord. Da? Ești medic. Învață-ne. Învață-ne cum să alegem un medic. Este posibil ca mulți dintre noi să greșim. Dom'le, cum să procedează? Dă-ne tu un sfat. Da. Evident că trebuie să te ieși după niște recomandări, doar că ce s-a potrivit la cineva, nu obligator să meargă, pentru că unul are o boală, unul are altă boală. În aceeași specializare. Și ce uite, doamne, el mi-a făcut. Uneori sunt nevoită să spun cuiva, îmi pare rău, nu pot să fac mai mult. Și nu înseamnă că n-am dat 10 telefoane la colegi mai mari, mai deștepți, în alte orașe și alte țări, că fac și asta, deși nu neapărat în atribuțiune, dar o fac pentru că, na, de-aia fac medicină. Uneori ți se spune, stop, atâta pot. Și atunci omul zice, a, nu știi, medicina din ziua, chiar ieri nu s-a întâmplat. Nu pot să cred că în secolul ăsta 21 nu există leac pentru boala mea. Păi,
încă nu există. Eu nu pot zic că nu va exista. Și e greu să spui unui om. Ce ai făcut cu omul ăla? Îți dai seama că a plecat dărmat de la tine? Nu. N-a plecat dărmat. Deși să știți că sunt uneori niște fleacuri pentru care omul bate capul și zice, cum, am staflococ? Eu am staflococ? Da, ai, nu te moare. Dacă e pe piele, e normal. Dar, așa, n-a plecat dărmat pentru că eu nu trimit oamenii acasă aproape niciodată fără să mai fac ceva. Nu știu ce am să fac data viitoare. I-am mai dat niște investigații și nu cu plată. Nu, încerc pe cât posibil, dar și la noi, ca și în alte țări, se face programare. Și dacă te-a programat peste 5 luni, aveți bani. Nu vreau eu. Așa e casa de asigurări și e firesc când toată lumea, numai la noi nu. Sunt de acord. Or fi și printre noi tot felul de oameni, dar drăguț nu egal competent. Și știți cât avem de consultații? Un sfert de oră în care trebuie să îl consult și întotdeauna întreb, eu citesc hârtiile pe care mi le dă apropo de dosar, la finalul finalului. Cum evaluarea ta? Tu ai încredere în sistemul medical din România? Evident, vreme ce mai sunt aici și sunt sigură că foarte multă lume are. Dar e ușor să aducă pe tăi. Ne-am obișnuit să ne certăm unii pe alții. Păi, dacă eu mă duc la un inginer, la un arhitect și spun, uite, vreau așa, 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 așa. Evident că am încredere în el și întotdeauna întreb, băi, ce arhitect ai folosit? Nu, eu n-am casă, dar zic așa. Nu e așa că întreb, când mă duc la o instituție de asta, la ANAF, doamne, sper să nu ajung repede, dar așa mă duc la rând. Și presupun că doamna care, sau domnul, sau funcționar care acolo, o să știe ce acte îmi trebuie când ajung și eu, că eu nu știu, că de-aia mă duc acolo. Eu mă las pe baza științei persoanei. Nu spornesc din prima, uite, numează-mi vizul. Păi, o fi ora 3, nu o fi mâncat nimica și numai să zâmbească mie acum e stupid. Eu nu vreau să zâmbesc pacientului neapărat, adică să-mi dau o veste extraordinar de bună. În rest, competent înseamnă să vorbești clar, la obiect, nu te învăța anatomie, clar, că asta e treaba mea și am învățat-o în ani. Îți spun clar ce ai și, evident, încerc cel puțin, că suntem și noi oameni, zic, nu ai încredere, nu e nicio problemă, du-și mai încerc o părere, dar să fie una avizată și mai avizată ca a mea. Mulțumesc. Se pare că are treabă rău, ca acum, în momentul ăsta, sper să omul care ajunge cu salvarea acolo să capete cât mai multă sănătate. Uite așa arată lucrurile din două părți. Unii alergați cu dosarul în brațe, ceilalți stresați că au prea puțin la dispoziție și timp și fonduri și oameni care să-i ajute și poate nu lucrează în condițiile cele mai bune. Și din ce în ce mai puțin, pentru că în România pleacă zilnic în străinătate sau din România, în anul pandemiei, câte 6 medici în fiecare zi, prieteni. Vă dați seama? Și bănuiesc că nu pleacă medici slabi, nu? Adică oameni la care să te duci cu încredere, se subțiază plafonul acesta. Și asta e o poveste pe care la Deșteptarea României, în săptămânile următoare, vom vorbi aplicat. Dar astăzi, pentru că un om celebru și bogat s-a dus dintre noi, deși avea și putere și conexiuni și nici în cazul lui nu s-a găsit răspunsul potrivit, trebuie să ne întrebăm cu sau în ce situație suntem noi ceilalți. Monica, salutare! Bine ai venit la România. Bună ziua! La România. Bună ziua, bine v-am găsit! Din fericire, voi fi tot un caz bun, care încă crede în sistem. Criteriul meu de alegere a fost pur întâmplător. M-am operat de apendicită la 24 de ani, ghinion. M-au operat rezidenți care au vorbit cu mine în timpul operației. Mi-au arătat apendicita. După care am avut accident de mașină, culmea, tot un medic rezident m-a operat, de vârsta mea aproximativ. N-am dat o șpagă sau nu am dat mită, poate de bon ton, poate nu. La accidentul rutier am dat cadou, n-am dat bani. Deci erai la urgență și ai dat cadou? Stai că asta, cum? Cale deci lungă până am dat eu, când am plecat, când am plecat după ce m-am externat. Am înțeles. Deci, după care, când am născut, medicul meu ginecolog era o tipă tot de vârsta mea, pură întâmplare, adică, nu știu, cu care am avut un chemistry, chiar am avut un chemistry bun, o comunicare bună. Și am mai și beneficiat de tratament deci activ. Tu la mi-ai spus aici trei experiențe fericite, da? Ceea ce ție îți dă încredere și bănuiesc că majoritatea dintre și noi... Și eu, nu pot să zic că toate au fost fericite. Eu am o atitudine în fața medicilor de-aia au făcut atâta școală. Sunt mai deștepți ca mine. Nu m-am dus niciodată să mă contrazic cu ei, evident, până la proba contrarie.
Am fost cu sora mea la Grigore Alexandrescu, bebeluș de 4 luni, ne-au pus să așteptăm. Am așteptat, asta este. Bebelușul de 4 luni, evident că a adormit, la un moment dat nu mai respira, adică era... Am început să țip, să urlu, în 2 minute am fost internate. Nu s-a putut cu binișorul, asta este, ne cerem drepturile. Pe de altă parte, după ce am născut eu la filantropia, la spital de stat, am stat în salon cu doar încă o fată, totul... Și doctorița m-a învățat, te rog, nu da șpagă, nu da mită în stânga și în dreapta doar pentru că ți-a spus bună ziua. Lasă oamenii să-și facă treaba. În spital de stat? Asta, da. Asta în ce an se întâmplă? Adică e recent? E recent. 2017. Bravo, domnule, îmi crește respectul. Vezi că oamenii și aici, cei care ne-au sunat bolnavi de COVID, au avut doar vorbe de admirație la adresa medicilor din România. Doctorița m-a învățat și a insistat, nu da mită, te rog frumos, nu da mită. Da. Îți mulțumesc tare mult, Monica. Nu da mită. Păstrați vorba asta, e foarte bună. La un moment dat am văzut o doamnă doctor alergată de o pacientă pe culoarele unui spital din România. Pacienta mai în vârstă încerca să-i strecoare ceva în buzunare. Doamna doctor se ferea și bănuiesc disperarea femeii când vedea că doctorița nu ia. Deci am ceva grav, nu? Există și acest tip de interpretare. Bănuiesc în momentul acesta. Azi la România în direct vă întreb despre cum vă construiți încrederea în medici, ce mecanisme și ce întâmplări vă fac să vă duceți la un medic sau la altul și ce înseamnă de fapt relația asta pentru voi. Ionut, salutare! Bine ai venit! Bună ziua! Cred că sistemul medical este oglinda societății și noi ca societate suntem, să zic asta, societatea lucrului prost făcut. Suntem o societate în care suntem cu foarte puțin respect față de ceilalți. Foarte mulți dintre noi pun banul înaintea profesiei și înaintea dorinței de a-și face treaba cu profesionalism și verticalitate. Și în momentul în care nu te comporți ca un profesionist și pacientul începe să se comporte ca atare, adică cumva trebuie să te motiveze să fii profesionist, să-ți faci treaba. Ești medic? Partea bună este că în ultimul timp, cei din generația mai tânără de medici, sub 40-45 de ani, sunt altfel decât cei din generațiile mai vechi. Și probabil ăsta ar fi viitorul, ca pe cale naturală sistemul medical să fie reîmprospătat. Da. Bun, acum se poate și chestiunea asta, sigur, dar nu cred că cei mai în vârstă sunt neapărat de un anumit fel. Ești medic cumva? Adică... Nu. Ești doar pacient. Și cum procedezi? Dar din calitate de pacient sau din calitate de aparținător al unor pacienți, chiar am constatat că e o diferență mare între generațiile de medici. Ce crezi că i-a schimbat sau de ce crezi că sunt diferiți? Cred că i-a schimbat, să zic așa, schimbarea societății. Practic, s-au format în democrația noastră originală și au constatat că ceea ce se întâmplă nu este ok și probabil își doresc să trăiască și ei într-o altă țară. Și în măsura în care pot, construiesc această altă țară pe care și-o doresc și ei. Că, practic, schimbarea începe din fiecare. În momentul în care eu vreau să fac o schimbare, o încep cu mine. Și sper ca și alții de lângă mine să facă aceea schimbare. Poate văzându-mă pe mine. Anca scrie pe Facebook așa: eu personal aș dori să plătesc cotizația de sănătate la un spital privat, să nu mai dau un leu către spitalele de stat. Medicina se mai face doar în centrele universitare mari, mai puțin la Craiova, zice ea. Și acum trebuie să te întreb dacă experiențele tale, astea bune pe care le descrii, țin mai curând de aceste centre universitare mari sau poate de policlinici private sau știu eu, de locuri care... Eu locuiesc într-un astfel de centru universitar și n-aș putea să exprim o opinie față de acest subiect, dar este posibil ca astfel de centre universitare mari să atragă oamenii
foarte bine pregătiți, pentru că asta se întâmplă cam în orice domeniu cu astfel de centre universitare. Da. Partea bună este că și cei din afara centrelor universitare mari își permit să vină la un medic. În fine, ca și societate, cumva nivelul de trai, nivelul de venituri a crescut în ultimii ani și oamenii își permit mai multe, chiar să meargă la un medic într-un centru universitar. Știi ce? Îți mulțumesc tare mult. Știi care e diferența dintre România și alte țări? Perioada de așteptare. Oricât de mult ne-am uitat la medicina strălucitoare din alte țări, faptul că în România poți să ajungi la medic într-un interval relativ scurt, acum, sigur, nu știm neapărat calitatea medicului, e un lucru bun. Aici ne descurcăm. Ori stai pe la cozi, ori te primesc cu oamenii aia la urgență, acolo, dacă ți-e rău, sigur, făcând abstracție de situația COVID în aceste momente, sau știm pe cineva, dăm un telefon, ajungem la cineva. Suntem o societate care trăiește pe bază de reciprocități și de servicii. În general, timpii de așteptare la noi sunt mai scurți. Dar asta duce la alte întâmplări. Tocmai ne scria cineva pe Facebook că a văzut în spitalul Colentina un medic nemulțumit că în plic nu erau atâția bani cât ar fi trebuit și că el a aruncat pacientului înapoi. Da, asta nu construiește încredere niciun fel. Delia a venit la România în direct. Astăzi investigăm mecanisme de construire a încrederii între noi și medici. Delia, salutare! Salutare, bine te-am găsit! E un subiect foarte interesant, dar cred că un pic trebuie abordat din altă perspectivă, cel puțin ascultându-i pe cei care au fost interlocutorii tăi înainte. Adică, până la urmă, medicii fac parte dintr-un sistem care și profesează într-un sistem de sănătate. Acest sistem de sănătate este reglementat de către statul român, așa cum este el, adică proconstruit. În perioada COVID s-au schimbat, dacă nu greșesc, 5 sau 6 ministri sănătății până în prezent, ceea ce nu oferă stabilitate sistemului nici pentru cei care se folosesc sau au nevoie de servicii medicale și nici pentru cei care profesează în el. Asta ar fi un aspect, dar bun, problema încrederii sau a mitei pornește de la ceea ce înseamnă istoricul nostru, adică imaginea de moment este, în funcție de experiența personală a fiecăruia, poate să fie una bună sau poate să fie una proastă, tocmai prin prisma experiențelor și luate exemplele de la fiecare, generalizându-se, nu se obține un rezultat final care să fie concludent. Încrederea să o construiești eu personal, dacă am nevoie de un medic pentru mine sau pentru un membru al familiei mele, încep să mă interesez. Așa cum ai spus și tu, pun în funcțiune sistemul relațional și încep să aflu pe specialitatea care teoretic ar trebui sau către care suntem dirijați după un prim consult, care ar fi acei medici care s-ar preta cel mai bine sau ar putea să ne dea o opinie medicală foarte bună. Și aici apare, cum zic englezii, if-ul. Adică if. Dacă medicul respectiv are disponibilitatea necesară, pentru că sunt anumiți medici, în ciuda faptului că există clinici private care nu profesează în clinici private, sau anumite specialități medicale care foarte greu pot fi accesați în clinici private, pentru că în spitale, așa cum știm marea majoritate, timpii de așteptare cresc, sau pot, sau nu. Sau nici dar nu mai intri astăzi. Există. Exact. Sau nu mai intri, corect. Apoi apare acel if. Dacă toată partea aceea de imagistică de care ai nevoie în afecțiunea respectivă este corectă și coerent efectuată, pentru că sunt anumiți pași. Și nu în toate orașele, chiar și centre universitare, pot să beneficiez de servicii medicale de calitate pe partea de imagistică, care se oferă medicului care se uită la acele analize, la dosarul de care vorbea o doamnă înainte, care să-i ofere niște indicii asupra stării de sănătate și care să-l ajute să sorteze toate detaliile pentru a ajunge la un diagnostic corect și a vedea care este, de fapt, calea terapeutică necesară. Scuze-mă. Și așa?
Da. Voiam să te întreb dacă ești medic. Nu, nu sunt medic, sunt farmacist și aha, am în familie medici. Deci pot să zic că cunosc problema din toate unghiurile și din partea, și ca fiind pacient, și ca fiind membru al familiei unor medici. Este foarte, foarte dificil pentru că, de regulă, am ajuns să nu mă mai bazez decât în situații de urgență pe o singură opinie medicală, și preferăm să consultăm doi medici ca să putem să ajungem la o concluzie logică. Dacă într-adevăr părerile converg, înseamnă că da, asta este cea mai bună opțiune. Dacă părerile nu converg, atunci mergem către o a treia opinie medicală. Știu că sună exhaustiv, însă este foarte greu să repar un diagnostic sau un tratament sau un, o operație care a decurs greșit. Este foarte greu de corectat. Deci chiar te duci la trei medici? Chiar te duci la trei medici ca să verifici? Doi sau trei medici? Da. Am înțeles. Și voi, pentru că sunteți familie de oameni educați în sistemul ăsta, cum procedați? Știți care e profesionist? Voi între voi, despre cutare se zice bine? Sau care e criteriul? Nu întotdeauna găsim un profesionist foarte bun neapărat în acea zonă. Adică poate să fie, am avut situații în care am fost nevoit să călătorim, noi locuim în Oradea, să călătorim până la București, ca să avem parte de altă opinie medicală. Că, mă rog, acolo am găsit că ar fi acest specialist, alt specialist, care să poată să ne spună opinia sa medicală și să avem certitudinea, pentru că era o situație mai gravă, să avem certitudinea că, într-adevăr, așa este și că, mă rog, calea terapeutică indicată ar fi cea mai bună. Asta e foarte interesant. Mulțumesc tare mult, încerc să fac loc mai multor oameni. Da, umblăm după medici peste tot în țara asta. Umblăm după medicii în care avem încredere sau despre care ni se spune că trebuie să avem încredere. Dar, la modul general, ce construiește asta? Că e foarte interesant sistemul acesta social pe care îl descriem astăzi. Alexandra, salutare! Care sunt experiențele tale? Alexandra? Bună ziua! Bună ziua! Ești cu un bebe lângă tine? Ești cu un copil mic lângă tine? Sau vorbeai cu cineva? Zic, ești cu un copil mic lângă tine sau vorbeai cu cineva? Vorbeam cu cineva. Salutare, bine vreau venit! Vreau să spun că, în primul rând, modul de a cerceta un doctor, de a căuta un doctor bun, se bazează, unul, pe anumite idei, recenzii despre acel doctor, fie că fiind din partea persoanelor apropiate sau ale unor străini, pur și simplu te interesezi pentru propriul tău bine. Dar fietul un alt al unui doctor nu spune prea multe despre capacitățile sale în domeniu. De exemplu, fratele meu, la vârsta de 10 ani, putea să rămână fără picior, fiindcă a fost operat greșit. A avut un accident de bicicletă și un băț de salcăm i-a intrat în picior, a fost operat, doctorul l-a tratat foarte frumos, vorbea extraordinar de frumos cu el, spunându-i că operația a fost un succes, când de fapt el a rămas cu o bucată de băț în picior mare, care trebuia văzută, trebuia scoasă. Practic, ar fi lăsat un copil de 10 ani fără picior. El fiind șef de secție la ortopedie pediatrică. A greșit. A greșit. Și cum, cum v-ați dat seama de greșeală? Pentru că am constatat că zona operată era infectată pur și simplu. Mama era panicată, a întrebat dacă e normal să se întâmple așa ceva. El ar tot asigura că totul e normal, că e foarte bine cu curge acea infecție. Dar mama s-a interesat, a trebuit să mergem în alt județ ca să căutăm un alt doctor în Iași. De data asta am fost la o clinică, l-am cunoscut pe acest doctor într-o clinică privată, dar el a fost operat, fratele meu, într-o spitalul de stat. De ce în alt județ? Că asta e foarte interesant. În alt județ, da. De ce în alt județ? Pentru că acolo operează, gen doctorul respectiv. Aha, v-ați dus după doctor, asta era ideea. Da, da, am fost după doctor. A fost operat încă o dată pe o direcție diferită. Practic a fost operat în locul unde nu trebuia.
Ați mai făcut, că sunt curios, acesta este un malpraxis. Ați făcut reclamație? Nu am avut cum. Cum n-ați avut cum? Adică nu vreau să te cer la urmă. Este reclamația de malpraxis e simplă, se face la Colegiul Medicilor. Da, dar ne-am interesat, erau foarte multe reclamații proaste și problema e că chiar dacă îmi faci reclamație, nu s-a rezolvat nimic. Adică sunt foarte multe recenzii, foarte multe plângeri la adresa acestui doctor, pentru că nu e primul caz. Ne-am documentat despre acest lucru. Dar el, după această întâmplare, după ce are foarte multe plângeri la adresa lui, el a devenit chiar director al spitalului. Foarte interesant. În timpul pandemiei, adică recent. Da, știi. Sunt plângeri la adresa lui în prezent, dar el a reușit să devină director de spital. Păi, și voi cum l-ați ales? Sau fiind urgență, în momentul respectiv nu a fost alegerea? A fost o urgență, iar el era șef de secție. El era principalul și cel mai bun. Am înțeles, da. Nu pot fi șef de secție degeaba. Acum, vezi, eu nu vreau aici să te cert. Îți înțeleg nemulțumirea, durerea, sper că fratele tău e sănătos, dar de fiecare dată când noi părăsim un spital sau cineva din familia noastră părăsește spitalul, primește un SMS de la Ministerul Sănătății, un SMS în care ești întrebat diverse lucruri, poți să dai note, poți să intri în contact cu Ministerul Sănătății, poți să urmezi pașii pe care statul ți-i pune la dispoziție. Astăzi tu ai venit la radio și este un gest ok, dar poți să înștiințești și statul despre nemulțumirea ta. Uneori aceste nemulțumiri sunt drepte, îți mulțumesc tare mult, Alexandra, uneori aceste nemulțumiri sunt drepte, alteori sunt nedrepte, sigur, statul le va investiga și așa se construiește încrederea în acest moment, da? Desigur că noi, într-o astfel de emisiune, experiențele negative și pozitive le luăm așa, întotdeauna cu un pic de îndoială, pentru că e vorba de multă emoție și multă subiectivitate în tot ce zici. Dar astăzi am făcut unul dintre cele mai interesante experimente din ultimii ani, din punctul meu de vedere, în această emisiune. Da? Și concluzia e una singură în momentul acesta. Este vorba de arhitectura mentală a societății. Ea este cea care ne îndrumă către un doctor sau altul. Sfatul unuia dintre cei apropiați. Dar asta nu garantează nici succesul, nici reușita, nici bunul comportament. Garantează poate faptul că vei ajunge mai devreme la doctor. Ați văzut că în majoritatea acestor situații mai nimeni nu a pomenit de pașii pe care legea zice că ar trebui să-i facem. Hai întâi la medicul de familie, stăm de vorbă cu medicul de familie, medicul de familie ne oferă un specialist și așa mai departe. Oare de ce nu suntem aici? Poate asta e următoarea întrebare. La Deșteptarea României, vineri, vom vorbi despre lipsa resursei financiare și umane din spitalele din România cu Adrian Gheorghe, fost președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Și o să vă întrebăm, de exemplu, dacă vreți mai mulți bani din asigurări la spitalele private, că poate sunt mai bune, azi le-a lăudat lumea. România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi, de la ora 13:15 la Europa FM.